toată Transnistria, o Transnistrie decupată rămâne cui? Înseamnă Ucrainei, care devine mai europeană și mai germană. Ce facem cu populația care simte românește dincolo de Nistru? Cine ne dă nouă dreptul la București să abandonăm așa ceva? Ne interesează la București românii din Italia, din Spania, de pe nu știu unde, avem un departament, pierdem tot chestii și vorbim că putem decupa Transnistria așa, schimb de populații. Nu sunt de acord cu chestia asta, e poziția mea clară și o să și scriu pe chestia asta. Vă lăsăm pe doastră cei de la Chișinău să găsiți o soluție. Este clar că nu puteți să găsiți o soluție. Este clar că nici vreau să nu sunteți uniți. Este foarte clar că suntem dezminați. Este clar că la București, de la Guvern, Parlament, servicii speciale, tot ce dumneavoastră, lucrurile sunt prost înțelese, prost gestionate și există interese de grup, interese de partid, corupție, tot ce doriți dumneavoastră. E clar că de 25 de ani banii care se revarsă dincolo de prut, se pierd tot felul de găuri, așa puțin. Există oarece realizări, există lucruri care ne putem mândri, dar nu există o coerență, nu există o politică răsăritană, nu există ceva pragmatic și concret. De exemplu, această chestiune care se întâmplă asta aici este un lucru foarte frumos, dar ar fi trebuit să fie într-o lume normală, într-o sală mult mai mare, cu toți cei care simt și se declară că vor reîntregirea țării și vor nu știu ce și nu știu cum. Deci aici este nevoie de oameni. Un Constantin Stere, spre exemplu, care ne lipsește încă destul de mult. Apropo de Constantin Stere, faptul că el a vorbit în Parlamentul de la Statul Țării de la Chișinău, la 27 martie, în limba rusă, pentru ca minoritatea rusofonă să înțeleagă perfect ce înseamnă unirea cu România, e un lucru foarte important și de aici este, avem o mare problemă. Noi nu avem, la nivelul Bucureștiului, o politică privind minoritățile din spațiul de Prut și Nistru. Și nici cei de la Chișinău, ca forțe politice sau societate civilă, nu propun așa ceva. Există o confruntare permanentă care nu va duce la nimic bun. Pentru că nu putem să rămânem pe toți ruși și ucrainienii și alungăm dincolo de Nistru sau nu știu unde. Trebuie să complețim. Deci trebuie să găsim un echilibru. Sigur că presiunea Moscovei va fi imensă. Sigur că Ucraina va face eforturi. Deci lucrurile sunt clare. Dar trebuie să ne luăm cu răbdare, cu inteligență, să găsim argumente, să construim ceva concret și pragmatic. Transnistria, dincolo de Kaliningrad, este punctul nodal al Federației Ruse din punct de vedere strict militar, în relația cu prezența trupelor americane pe teritoriul național României. Nu cred, personal nu cred că Federația Rusă a renunțat vreodată la aeroportul de la Tiraspol. Sunt nicio formă. Într-adevăr, dacă nu cam în cancelarea primului ministru în relația cu Republica Moldova, am căutat în anii 2004-2007, am căutat să obținem informații amănunțite despre aeroportul la Tiraspol, din toate sursele posibile și imposibile la nivelul puterii de stat de la București. Vă informez cu regret că sunt îngrozitor de puține informații decât cele care ne-au fost lăsate, să ajungem la ele, atât noi cât și Europa. Și am sentimentul că nici la Chișinău nu sunt foarte multe lucruri. Cert este că el a fost modernizat aeroportul, în ajutorul către sovietici, către ruși, și este o bază foarte importantă în planurile strategice ale Kremlinului. A fost un documentar, ca să închid acest subiect, aeroportul, ca să vedeți importanța. Deci, pe de o parte importanța aeroportului, importanța militară, pe de altă parte importanța spațiului geografic. Și atunci lucrurile se vor complica foarte mult pe parafare și pe semnale, pentru că nu știm încotro o iau lucrurile. Pe de altă parte, gândiți-vă că întotdeauna între marile puteri, malecenele de putere ale lumii s-au făcut înțelegeri peste capul nostru, deci ca atare mai trebuie să fim prezenți ca diplomație, ca societate civilă, ca voce distinctă, cu ceva coerent și pragmatic în dialogul cu autoritățile pe care să le impunem și ei la rândul lor să impună la masa negocierilor politico-diplomatice. Deci nu cred că este bine să abandonăm Transnistria, nu poate fi abandonată și această decizie nu aparține Bucureștiului sau nouă societății, ci forțe o poliție la Chișinău, care, dacă respectăm reguli democratice, sunt cele care sunt la putere prin vot universal, egal, direct și secret. În ce măsură forțele politice au ceva de spus pe acest subiect, este o chestiune care ține într-adevăr de noi, ca societate civilă, să putem să influențăm discursul politic de la Chișinău și de la București, să putem să găsim în trecutul nostru recent sau mai puțin recent acele argumente ca să ne facă, să fim luați în considerare. Bună, lăsați, fraților, este un strigăt dramatic și e greu de spus ce se poate întâmpla. Pe de altă parte, când spun de politică răsăriteană, trebuie să găsim un echilibru în relația cu Moscova, indiferent de ceea ce face Moscova. Și nu face lucruri bune, asta este cert. Și nu va face, asta este iarăși cert. Este o mare putere. România este așa cum este, o știm cu toții, mai săracă, mai superindii, mai puțin înțelegătoare. Avem și noi în cazul nostru la București, nici mai de înțelegere, dar Că în ciuda acestor lucruri trebuie să găsim soluții și să le propunem celor de la București ca să putem să împingem lucrurile puțin mai departe. Altfel, sărbătorim în fiecare an 95 de ani, 96 de ani, 97 de ani de la Unire. Visăm la Unire, suntem o mână de entuziaști cu posibilități financiare și... Vor mai trece 20 de ani. Ca un unionist, cum vedeți soluția transnistria? Aveți o soluție sau nu? Da. Transnistria, deci în primul rând Republica Moldova trebuie să intre în Uniunea Europeană. Este un teritoriu Republica Moldova, Transnistria. Uniunea Europeană va dori. Și aici știți foarte bine că este un joc politic, politico-diplomatic, care nu te tinde niciodată pe multe lucruri. Dar după aceea știți foarte bine că în tot acești ani în care de la Vladimir Voronin până astăzi s-a mers pe ideea de integrare a Republicii Moldova, București a fost opoziție. Știți foarte bine că există dificultăți între forțele politice românești de la București și au fost, poate că acum sunt puțin mai alte. Știți foarte bine că relația la nivel de stat au fost blocate și n-au fost până la cele mai corecte. Știți foarte bine că am pierdut mult pe imagine, credibilitate, dincolo de tot, în spațiul între tot și ministru, prin tot felul de... Nu vreau să intru la moment acum. Și atunci ofensiva noastră politico-propagandistică, să zic așa, sau de cucerire sufletească acest spațiu între tot și ministru, n-a fost dintre cele mai corecte în primii 25 de ani și n-a reușit așa cum ar trebui să fie. Pentru că iarăși n-au fost definite niște obiective. Și ne întoarcem la acea lume din 22 decembrie 89, care, peste noapte, a trebuit să se gândească la ceva la care nu se gândește până atunci. Dar nu vedeți o contradicție pentru faptul că spuneți că 25 de ani nu sunt strategii și politici și de altă parte depinde de București, spuneți. Ceva nu sunt pacărici. Păi nu sunt strategii politici, dacă doriți, ale Bucureștiului. Păi nu există. Păi nu există, asta este cert. Și atunci cum nu depinde de București faptul ca să schimbe opinia și populația de acolo? Pentru că populația de acolo nu vede din partea României politici concrete. Păi dar nu există. Și eu recunosc acest lucru. Bucureștiul nu are o politică coerentă. Deci depinde și de București ca să vrea populația românească unirea și să pună alți conducători acolo. Da, pentru că sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă face o politică coerentă, dacă dumneavoastră ONG-urile și forțele politice acolo credeți la pace cu Bucureștiul pentru o politică la fel de coerentă, dacă nu chiar împreună, atunci puteți într-adevăr să lămuriți opinia publică de acolo, să meargă spre vot, să voteze o forță politică unionistă, o forță politică care să dea echilibru în relațiile București-Chișinău și să ducă spre modernizarea statului Republica Moldova. După aceea, facem etapa a doua, în care statul Republica Moldova, prin forțele politice pe care o reprezintă în relația dialogului între state, poate să decide această reîntregire în conformitate cu actul final de la Helsinki, care prevede în mod expres că dacă două state se înțeleg, își pot schimba frontiera. Pentru că altfel veți întâlni, aceeași veșnică discuție, modificarea frontierei de stat, cum o facem. Dar iarăși aceste două lucruri care... Iar cu Transnistria, apropo de chestia asta, nu puteți, nu pot de cine nici București, nici Europa, nici Moscova, nici Chievul, ci practic în jocul politic-diplomatic, tot dumneavoastră Chișinău veți decide dacă o decupați, dacă o mențineți, dacă respectați legea pe care ați votat-o, așa mai departe. Uitați-vă, în privința Uniunii Europene aveți perfectă dreptate că depinde de cei de la Chișinău cum vor apropia aderarea. Și România, în privința asta, e foarte deschisă și vrea să fie avocat. Cei de la Chișinău, fiindcă sunt foarte politici prorusești și sunt șantajabili, nu vor să apropie de România, că suntem. Asta e discuție. Da, spuneți, vă rog, în ce măsură politicile din România nu se explică prin lipsa lor față de Basarabia, prin faptul că sunt și ei cu frică de Rusia. Păi atunci intrăm într-o lungă discuție legată de personalitățile politice de la București și poate să vă întreb pe dumneavoastră de ce Partidul Național Liberal de la București, domnul Crin Antonescu, să fie președintele României, nu are o concepție privind spațiul răsăritean și pregătirea Republica Moldova. Dacă țineți minte, în 2006, vă aduceți aminte că am fost umiliți către Departamentul pentru Români de Pretutindeni, când la tribuna acelui congres din octombrie 2006, 4 deputați în Parlamentul Republicii Moldova, dumneavoastră personal, actual ambasador de la Paris, Oleg Serebiaș, mai știu cine mai erau, erau în sală, iar scaunele erau libere, pentru că trebuia să vină Constantin Stere care n-a venit. Țineți minte scandalul? Iată o mostră a incapacității administrative sau o greșeală de procedură diplomatică în relația cu dumneavoastră, care acolo, dincolo că faptul că erați o româncă dintre proșinistru, erați deputată în Parlamentul Republicii Moldova și trebuia să fiți privită în cele două calități. Păi, dar răspunsul la de ce faci Partidul Național Liberal așa, nu este clar nici pentru noi sub a cărui influență se află. Pentru că și noi credem că Partidul Național Liberal de România, deși istoric a înfăptuit Marile Uniri, nu are o politică foarte clară față de Basarabia și față de Basarabia, În sensul ăsta, pe noi acest lucru nu ne aranjează, îl criticăm direct și considerăm că PNL-ul nu este un continuator demn a ceea ce a făcut PNL-ul istoric. Dar care sunt motivele că PNL-ul de aici încă nu acceptă idealul unirii în mod deschis? Pentru că noi am avut și discuții în privința aceasta, dar unii membri lor au făcut declarații, chiar și în recenta campanie electorală la Chișinău, spunând că îți speră că imnul României va fi în curând imnul al tuturor românilor, și acest lucru nu captă amploare prin Partidul Național Liberal, este decât un regret al nostru. Și cred că în privința aceasta nici partidele politice din România nu au prea multe informații și câteodată sunt induse în eroare de alte forțe interesate în a menține Republica Moldova încă 100 de ani fără unire și ei pleacă urechea și nu vor să antameze măcar un scurt dialog sau o masă rotundă ca să se edifice ei cu mintea lor. Deci în tot acest joc politic-climatic, un singur om... Deci până la urmă clasele politice ambele sunt vinovate, dar în România, care este totuși țara noastră, patria mamă, ar trebui să se găsească mai multe minți lucide, pentru că acolo a fost decapitată intelectualitatea în Basarabia și acolo nu așa de ușor se poate restabili o intelectualitate corectă, neșantajabilă. Iată, de aici, dacă se găsesc forțe politice, societatea civilă trebuie să impună o schimbare a politicii față de Basarabia, ca cei acolo care se luptă în condiții absolut incorrecte, grele, pentru unionism, să nu fie maltratat sau marginalizat, dar să fie cel puțin invitat la o discuție. Doamna președinte, o observație. Deci trebuie o nouă clasă politică, pentru că și la Chișinău și la București, aceeași clasă politică și la Chișinău și la București este condusă de același KGB. Și atunci... Stați puțin, ce-au încurcat România până amuzele pun în dreptul cetățănești românii din Basarabia? Ce-au încurcat? Dumneavoastră știți că domnul Iliescu a vândut Basarabia lui Gorbachev în schimbul președinției României. Ce vorbim noi atâta ne învârtim? Din 88 suntem, din 88 suntem pe baricăzile mișcării de liberare naționale și noi până amuia bătălim de acum. Avem o caricatură de Antonescu, la ora asta. Și în PNL, apropo de ce spunea doamna, pentru că o caricatură de Antonescu ajunge la Antonescu. Noi întotdeauna când mergem la marș, când am fost la Alba Iulia, punem filme despre adevărul istoric, despre ce a făcut Ion Antonescu. Punem filmul Oglinda, punem filme documentare, Testamentul și marșurile pe care le-am făcut noi împreună. Și vreau să vă spun că noi nu înțelegem, n-am înțeles nici în Republica Moldova și am criticat intențiile legislative de a interzice sau de a condamna nazismul prin Republica Moldova, nu știu unde a fost nazism, în Basarabia. Da, pentru că asta este un interes rusesc și nu este interpretat corect și mereu românii sunt asemuiți cu legionari, fasciști, naziști, și tot ce este mai rău, românii, în Republica Moldova, prin propagandă rusească. Și n-am înțeles recent, dacă greșesc îmi cer scuze, până la următoarea probă, o intenție a lui Crin Antonescu de a condamna sau de a legionarismul aici. Da, a fost făcută în preziua aniversării Holocaustului. Probabil că se teme de numele Antonescu, pe care îl poartă. Eu vreau să spun că nu înțeleg acest lucru. Și noi... E jenă de numele Antonescu. E jenă, da. Da, ești apăiat. Se numească Anton Cline. Și în sensul ăsta, eu cred că orice politici care privesc românii trebuie să aibă în vedere și poziția, cel puțin a părții de societate civilă activă din Republica Moldova, privind românismul și unionismul. La să vorbească toți. Dar partea activă, care scoate oamenii în stradă, care nu se teme să meargă în regimul comunist, care e regimul comunist. Eu, ca deputat, am cerut să fie o comisie de experți independentă, să analizeze în Parlament cu dominații comunist, cu regimul comunist. Sănătatea mentală a lui Vladimir Voronin, când a declarat că România este ultimul imperiu în Europa. Când am cerut o comisie de experți independența analizează legalitatea averii familiei Voronin. Asta în plin regim comunist cu Voronin președinte în Parlament. Și pentru aceasta, de atunci, au interzis și au închis transmisiunile în direct din Parlament. Ați înțeles? Iată, trebuie curaj ca să facem asta. și România trebuie să vadă, ce obțin să discute cu societatea civilă. Dacă nu discută, atunci ne punem întrebarea, dar cine conduce România astăzi? Eu sunt convins că de acest Antonescu de astăzi, dacă îl întrebați ce înseamnă această poză, nu știe. Cu toate că este her profesor de istorie, care a profesat 6 luni de-a lungul vieții lui. În rest a fost politician. El nu știe ce înseamnă poza asta. Doamna Pavlicencu, aș vrea să vă mulțumesc că ați venit. Îmi pare rău că sunteți în... Am să-mi dau toată silința să mai avem astfel de întâlniri, dar mult mai largi. Cine vrea să mai vorbească? Doamna Pavlicencu, o frază vreau să spun. O frază vreau să spun și eu. Măi, pleacă omul ăsta să vorbească, nu știu cât. Haideți să... Probleme, numai cu blocul de grei. Probleme. În concluzie, o singură frază vreau să spun. Deci clasa politică actuală, și de la București și de la Chișinău, în mare parte, este condusă de același KGB de la Moscova și a fost de la început. Este nevoie de o altă clasă politică, este nevoie să coagulăm o societate civilă la București și la Chișinău, să ne unim într-o mișcare, mișcarea să se transforme într-un viitor partid politic pol-unionist. Punct. Am încheiat. Mulțumesc. Și încă ceva, dacă îmi permiteți. Așteaptă-le. Stai să zică și. Ușor schimbat și discursul. Ce reunirea celor două state românești? Recunoaștem existența două state românești? Nu. De facto? Nu. Deci, ușor schimbat discursul, să nu mergem pe diapazonul rusesc. Nu, pentru noi important este... Reîntregirea teritoriului unite ca România. Dar vreau să fac remarcă, pentru noi, pentru Republica Moldova, este important să spunem că e stat românesc, pentru că eu vreau să vă spun că la noi încă problema identitară nu e rezolvată. La noi încă îi spune că e stat moldovenesc și când spune moldovenesc, are în vedere faptul că moldovenesc ca teritoriu geografic, dar în vedere moldovenesc ca identitate națională, ca limbă, iată care e problema. De aceea suntem două state românești, pentru noi e o etapă ca să spunem că suntem românești. Români suntem, nu suntem moldovești. Dar eu am vrut să văd situația asta. Gata, zeci să-ți faci. O clipă, o clipă, o clipă. John, așteaptă-le, John, nu o clipă. O singură treabă este absolut necesară și anume Consiliul Unirii, și aici sunt arătate toate organele, organizațiile care fac parte din acest Consiliu al Unirii. Eu consider altceva, și anume că pentru a exista cu adevărat un Consiliu al Unirii, cel puțin pentru un moment, măcar jumătate din numărul acestor membri ai Consiliului Unirii să fie organizații, asociații din România. Și din România. Pentru că numai atunci... Sunt. Deschideți site-ul. Păi nu știu. Uitați-vă. Eu mă uit aici. Îmi dau în cer răspunde dacă îmi cer răspunde. În afară de... Deschideți-l internet, vă arătăm. Domnul Gionu, nu te puteți. Deschideți internetul. Nu, asta e că le-am asociații. Sunt partide de mână. Zi, domnul Gionu. Domnul Gionu. Îmi cer scuze dacă cumva am rezolvat din acest cuvânt. Situația în Republica Moldova este complicată. În primul rând, moldovenii sau basarabieni care sunt acolo au fost deznaționalizați și răspicați. În doilea rând, trădătorii, rusofonii, gagauzerii, ucrainii care au născut în Republica Moldova sunt împotriva romanilor. Și interesele lor numai spre Rusia. Și trădătorii controlează partidele de guvernament din astăzi. Așa e și la București. Niciodată, ascultă pe mine, niciodată Parlamentul în Republica Moldova nu votează unire România și Republica Moldova. Pentru că ei controlează organele și instituțiile publice în Republica Moldova. Ei folosesc smișerii, se rămân acolo în putere. Se foarte greu în Republica Moldova. Soluția este unire prin alta calea. Calea de Venus acum, calea de gazul, de Venus și gazul unghiaș, care va începe să funcționeze luna februarie, așa am auzit. Și Venus, dacă Venus va fi acordul de asociere dintre Moldova și Uniunea Europeană, dacă va fi semnat în luna 29-28 noiembrie, cam așa, Rusia va pierde Republica Moldova. Acordul de asociere va fi irreversibil. Dacă va fi irreversibil, acolo Rusia nu are nimic în parte, nu mai rămâne în Transnistria. S-a pierdut o parte Republica Moldova, se rămâne armata rusă acolo. Și cum se rezolvăm probleme Transnistria? Oameni buni, numai prin NATO. Fără NATO, armata rusă rămâne acolo și continuă sfârșit oameni. Și ocupantul mafia continuă să activează în teritoriul Republica Moldova. Așa noi cerem unire prin care asta Venus. După Venus, unire va începe cât uleag. Da, așa trebuie. Deci noi vrem Moldova să fie membri, să intre la NATO. Noi vrem armata NATO să merge acolo, prin Transnistria, Constanta este acum, să la jujuleze acolo noi. A Transnistria este o parte, se află în teritoriul Republica Moldova. Majoritatea moldoveni sunt acum Tighina, Grigonopol, Kojova, Vanineta. Și așa, cum a spus, asta o parte, Transnistria este pe multul roșească. Nu, mergeți în treaba. Mulțumim! Mulțumim! Domnul Marin, știți, eu am o mare experiență de a discuta de la ceea ce spuneți dumneavoastră, societate civilă. Și ceea ce cătam eu, cătam un argument care să discuți cu orice mentalitate, care să ai cât mai puține contraargumente, care cu dânsul vorbești și să nu ai probleme. Deci, dar mai pe scurt, deci, când Basarabianul o să devină unionist? Când o să-și dea seama că el este prostul hoților noștri, hoților ruși, hoților stataliști. Deci, care este acest argument? Cât se poate discute? Le spun așa, zic, uite, vreți nu vreți, viitoarele alegeri, asta e problema noastră, Basarabia, dar trebuie să știți dumneavoastră. Deci, vreți nu vreți, câte partiduri noi să avem, dar o să fie trei orientări politice. Pro-rusească, comuniste, pro-stataliști moldovești și pro-unioniști. Deci, toate aceste grupări sunt toți pentru popor. Dar ei se văd în fruntea poporului. Așa? Și deci ei au anumite beneficii. Presupunem că vin la guvernare, zicem, hoții comuniști, așa? Deci ei pentru dânsul se vede și o să aibă, pentru popor nu se știe și o să fie, așa? Deci hoții noștri stataliști. La fel, pentru dânsii se vede și o să aibă, pentru popor nu se știe, așa? Vin unioniștii, e că la ăștia e mai greu. Ei dacă fac întrezirea națională, pentru dânsii nu se știe și o să fie în România. Pentru popor se vede. Și am, dragă alegătorule, așa? Ai trei alternative. Și dacă ai să-i votezi pe hoții comuniști, hoții stataliști, și pe urmă este plângi că iară te-au amăgit, ai avut alternativă. Tu ești vinovat, principalul. Și să ajungeți timpul că voi ați vrut anii 90 să fiți mai deștepți ca nemții, da? Nemții s-au unificat, dar voi ați vrut stat aparte, hoții să noștri să aibă treucă, așa? Bine, dar poate ajunge să știți 20 de ani mai hâtri ca nemții, așa? Deci, oare clientura și ei care au păstrat structurile stataliste rusești, ei s-au gândit la majoritatea voastră sau s-au gândit la problemele personale, așa? Și deci voi, zicem, pe viitor, așa, zicem, poate să ajungeți în momentul ca să le mulțumiți la hoții noștri, așa, că ei v-au băgat mintea în cap să fiți unioniști. Că prostie care o trageți voi acum, de la șeca vor să fiți mai către ca nemți. E că voi sunteți vinovați. Deci trebuie, ca basarabeanul nostru simplu, așa care îl avem noi, deci sunt prostul hoților, el să recunoască, el a făcut prostie, că el a vrut statalism atunci. El să recunoască că el a fost greșit, deci nu să-l convingem, să-l convingă singur, să-l ajutăm să-l convingă singur. Și atunci, zicem, el automat se devine unioniști. Reacția inversă. Deci trebuie să știm, da, și vreau să spun, cu Basarabia noi eram o experiență la vorbit la Hyde Park. Observat așa un lucru. Basarabeanul nu înțelege normal lucru, trebuie să-i spui pidos, înțelegi? Se votează pișeala, fă pișeala, știi, ca el să lovească cu capul și atunci să se înțeleagă. Și că se poate discutat, să vă așa, că da, deși vă spun lucrul ăsta, am avut cazuri cu oameni care se declarau comuniști, pe nu strânge o mână. Deci, ca profesor spun un lucru, că deci, nu totdeauna vinoveți și melevic nu înțeleg lecția. Noi trebuie să cădem cheița spre inima fiicărui. Și asta e, deci, calea pe care trebuie să o găsim spre societatea civilă. La dumneavoastră, deci, poate, dar vă spun, argumentul ăsta e că puneți un orice statalist hoț pro-rusesc, așa, și el n-are ce răspunde la asta, vă spun, n-are ce răspunde. Într-adevăr, și pe voi să fiți froieriți, așa, prostiți, deci, care să vă dați pe și vă, dar unioniștii vreți sau vreți câștigăm cu toții. Că România să fie nevoită să aducă salariile, piețe, să aducă la asta. Și cât vreți, poftim, știți hoții proștilor noștri, atât am rămas. Hoților noștri, ce spune. Foarte bine. Eu vreau să încheie această întâlnire. La încheierea acestei întâlniri, de fapt să încheiem pe o notă mai bună. Mai optimist. Mai optimist. Toți ne-am certat. Nu ne-am certat. Deci, și ca formă de replică și de încurajare. Asociația Tiran-Skighina, din mai multe considerente și aprecieri, din mai mulți ani, concret, activități împreună am trecut, deosebit de importante și de influență masivă de rang european. Și Moscova au auzit, și Bruxelles, și toți că noi suntem. Deci Asociația Tiran-Skighina, Consiliul de Administrare al Asociației Tiran-Skighina a luat decizii că venim astăzi aici și dacă vom ajunge aici în acest cabinet, am dat cuvânt că aici voi semna și voi mâna acest titlu deosebit de important, simbolic, Sabia dreptății, în memoria mișcării Sabia dreptății care a activat de la mare până la munte, în perioada dictaturii staliniste, până în 57. Cu arma în mână au apărat și au opus rezistență. Au fost Șarcașul, Ștefan și Partidul Libertății. Asta a fost una din cele mai puternice. Noi păstrăm memoria. Și vă conferim titlul de cavaler cu Sabia dreptății Asociației Cultural Pro-Basarabia Bucovina în semn de recunoștință pentru merite deosebite în lupta de eliberare națională a ținuturilor românești temporar ocupate. Pentru promovarea adevărului istoric despre gloria națiunii române și educarea tinerii generații în spiritul național patriotic, ceea ce facem noi permanent. Vă mânieți și o aveți aici. Da. Da, vă mulțumim! Îmi pare rău că am fost o gazdă rea. Uitați, acum dacă s-a încheiat, puțină cafea, apă și ce mai este aici. Îmi cer scuze. Timpul ne... Mulțumesc mult pentru